Luptătorul K1 Vitalie Matei se întoarce în ring după o pauză de un an. Duminică, sportivul va susține o partidă la Gala K1 din Cipru. Sigur, se simte că nu ai mult timp lupte, însă m-am pregătit foarte bine și cred că pauza asta de un an de zile nu o să dea de știre. Da? M-am pregătit foarte bine și sper să fie un rezultat pozitiv, nu atât cât câștigul, însă o luptă foarte frumoasă și fără traume. Matei va lupta în orașul Nicosia împotriva unui adversar cipriot. În mai puțin de 3 săptămâni la Chișinău va avea loc ultima gală K1 din acest an. Turneul este programat pentru 20 decembrie și va fi organizat de Asociația FEA.